Numai că putea, a și existat. Datele, ideile, direcțiile pe care le vedem acum mult mai clar în pactul fiscal, sunt datele, ideile și direcțiile pe care Europa le-a schițat încă din fazele precedente, de la acordurile trecute care căutau să alinieze economic Europa. Încă din anii Maastricht, ca să spun așa. Nu e nimic nou. A existat un pact de stabilitate pe care toată lumea l-a încălcat cu mare bucurie, în primul rând în Franța și Germania. Numeroase din statele care încearcă acum să impună un soi de calvinism economic în Europa sunt state delinvente după propriile lor criterii, numai că delinvența a avut loc acum 10 ani, când nimeni nu se uita, când era voie, și acum aceleași state, cum ziceam, predică o cură de austeritate extremă grecilor sau portughezilor sau spaniolilor. Prin urmare, nu e nimic nou în acest pact, numai că între timp lucrurile odinioară trecute cu vederea au devenit extrem de urgente. În fiecare clipă e prea târziu. Atâta vreme cât vom aluneca din summit în summit, fără ca obiectivele pactului să devină obiectivele statelor naționale, lucrurile nu o să meargă bine. L-am văzut pe președintele Consiliului European, pe domnul Van Rompuy, vorbind extrem de tranșant aici la Bruxelles, în urmă cu câteva zile, despre divorțul, neconcordanța între ceea ce ar trebui să numim politica europeană și politica statelor naționale. Domnul Rompuy a recunoscut în mod dramatic acest divorț și a avertizat că atâta vreme cât această situație va continua, nu se va putea spune că facem treabă, că ne angajăm cu adevărat într-o soluție generală pentru Europa. Toate aceste probleme trebuie să devină, toate aceste recomandări, toate aceste date, toate aceste obiective, trebuie să devină obiective de politică internă europeană, ceea ce înseamnă că ar trebui să avem o politică internă europeană. Deocamdată nu avem și cred că viitorul imediat și viitorul cel mai îndepărtat va fi decis de această bifurcare, dacă vreți. În măsura în care politicile naționale și politica europeană se vor apropia, vom avea soluții. În caz contrar, nu vom avea soluții. Semnalele sunt amestecate. Pe de o parte, avem angajamentul ferm și concret al unor țări, culmea, din afara zonei euro, și menționez aici, evident, România, țările baltice. Pe de altă parte, avem state ca Spania, care spun de o săptămână, două, că pur și simplu nu pot face față unui asemenea regim și că este inuman să încerc să treacă la un deficit de 4%, pentru că efectele ar fi mai rele decât cura. Pe de altă parte, tot aici înregistrăm ezitarea Germaniei, care, așa cum am văzut la ultima întâlnire G20 din Mexic, cere o intervenție mai susținută a Fondului Monetar Internațional, dar în același timp nu e dispusă să contribuie la finanțarea mai adecvată a mecanismelor europene de apărare. Din punctul ăsta de vedere, cred că, așa cum ziceam, semnalele sunt amestecate, nu mai e mult timp pentru decizie, cum spuneam, fiecare clipă e o clipă, fiecare clipă fără soluție e o clipă pierdută. Culmea e că ne aflăm, toată lumea știe care sunt soluțiile, de fapt. Toată lumea știe ce trebuie făcut, toată lumea știe cum trebuie făcut. Problema e că nu toată lumea poate lua decizia corectă din motive de politică internă. Noi să nu uităm că toți acești oameni sunt reprezentanți aleși, care pot fi realeși sau nu. Și aici avem de-a face cu vechea și tragică contradicție între obiectivele de politică paneuropeană și obiectivele politicii democratice naționale.